Tu viața mea,
de să rămânem într-un loc de rugăciune și să lăudăm pe Domnul. Dumnezeu este acela care poate să ne iese înainte la nevoile noastre și eu aș dori ca și în seara aceasta Dumnezeu să facă lucrul acesta cu privire la noi toți care suntem aici. Vă spunem bun venit celor care sunteți de aproape, poate de aici, din Valea Jiului, apoi din județul Hunedoara și am înțeles că nu sunteți numai din județul Hunedoara și o parte din frații din Gorj, tinerii de acolo, au venit pentru seara aceasta să fie împreună cu noi la închinare. Cred că Dumnezeu este acela care va da binecuvântările sale fiecăruia dintre noi. De asemenea, spunem un bun venit și fratele Gabi Zegrean, care în seara aceasta este împreună cu noi toți aici, a răspuns invitației și sunt convins nu că n-ar fi avut ce face în seara. Nu cred că e omul care întotdeauna agenda e plină și ca să prinzi o astfel de întâlnire trebuie programată cu mult timp înainte. Fratele Claudiu, liderul de tineret din biserica noastră, a avut grijă să-l sune cu mult timp în urmă și am programat împreună seara aceasta. Mulțumim Domnului că a putut să vină. Acum doresc ca Domnul să ne deschidă inimile la toți și să ne bucurăm în prezența Domnului. Să nu uităm că suntem în casa lui Dumnezeu și suntem în prezența Domnului în seara aceasta și toată lauda, toată gloria să fie adusă lui Dumnezeu, Cel care ne dă mântuirea. Amin. Amin. În continuare, fiți atenți, nu m-am așteptat, n-am crezut. M-am gândit dacă o să umplem aici, jos, e bine, nici nu deschidem balconul. Mă bucur că ați venit. Și ce să zic, îmi dau seama că e foame după Dumnezeu în vremurile astea
Eu cred în generația voastră și cred că Dumnezeu are oameni și în generația voastră cu care să ducă standardul Evangheliei mai departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și o să avem o seară deosebită, cred. Ne rugăm pentru seara asta de 3 luni de zile. De 3 luni de zile l-am invitat pe fratele Gabi. De 3 luni de zile noi avem un grup de rugăciune care pentru cauze se roagă în fiecare zi. De 3 luni e ziua asta pe agenda de rugăciune și sunt convins că Dumnezeu va lucra prin Duhul Sfânt în seara asta în toată convingerea și toată slava și toată gloria vreau să fie a lui Dumnezeu în seara asta. Tocmai de asta am o rugăminte încă de la început. Sunt convins, sunteți tineri, nu aveți probleme nici cu prostata, nici cu alte, să rămânem în biserică. Sunteți frumoase, nu trebuie să mai mergeți să vă mai uitați o dată în oglindă până în an. Sunteți frumoase, nemaipomenite, vouă vă stă freza bine, așa că stăm aici până se gata slujba. Numai în cazul de urgență majoră, nu cred că naște nimeni, n-are nimic, nu. Dacă se întâmplă ceva, noi avem băieți de ordine și vă ajută. În rest, rămânem în biserică. Nu ne privăm în biserică. Vă rog din suflet lucrul ăsta. Și nici nu știu dacă sunteți din toate bisericile, cred în bune, doar nu o să vă mai amintesc pe fiecare, decât vă spun bun venit tuturor. O să pierdem timp dacă vă amintesc pe fiecare, pentru că unii o să și slujiți și o să auziți. Vă auziți numele. Au venit aici și din județul Gorj, și din Sibiu, și din Alba. Tuturor vă spunem bun venit. Ne bucurăm de voi. Avem împreună cu noi și pe, mulți probabil nu știați, liderul național de tineret, deci cel care se ocupă de departamentul de tineret, pe țară, deocamdată, cine știe după aia, pe Europa și așa mai departe. Și e de la noi, de la Hunedoara. De aici, din județul nostru, ne bucurăm. Claud, te rog să te ridici în picioare. Uitați-l. El e, uitați-l cât e de frumos și de înalt. Domnul să-l binecuvinteze. Va avea un gând scurt, va avea pentru noi în seara asta. Și pentru început, aș vrea corul de aici, de tineret, o cântare, apoi Boșorul. Începem cu voi. Că voi sunteți aici pe listă primii, bidați așa puternic, un start bun, contează mult. Așa că Boșorodul și apoi de la Târgu Jiu, Mădălin, împreună cu o echipă de tineri, a venit și vom asculta și pe ei, cântând în onoarea Domnului. Aici voi vedeți o parte din liderii de tineret din județul Hunedoara. Și le mulțumesc că au venit împreună cu tinerii la adunarea aceasta și Domnul să vă binecuvinteze. Faceți treabă excelentă. Așadar, după cântarea corului, după Boșorod, după Târgu Jiu, ascultăm și o poezie. Anca va recita o poezie. Apoi, un gând scurt va avea fratele Claudiu Amariei pentru noi toți. Și mergem mai departe. Thank you.
viață practică și în viața de zi cu zi. Se referă la condus și sunt convinsă că fiecare dintre cei care sunteți aici, ori deja conduceți, ori vă doriți un permis, pentru că primul lucru pe care mi-a dorit la majorat, mai nou, observ că este un permis. Totuși, poezia se referă la a ști să frânezi și nu la a ști să conduci. Pentru că dintre toate pedalele, cea mai importantă este pedala de frână. Poezia se intitulează Pune frâna. În această țară mare, toți aproape au o mașină. Și umblând pe aceste drumuri, ești mereu atent la frână. Cartea cu povețe sfinte ne vorbește de înfrânare, pe cărarea mântuirii pentru mic și pentru mare. Când vreo forță nevăzută îți șoptește, pune mâna pe pahare, pe cuțite, pe prietena străină, e păcat și e rușine să ai grijă, pune frână. Când dorințe nevăzute îți aprind în flăcări dorul, tinere, ia bine seama, pune frâna cu piciorul. Când îți vine să-i tragi palme și să strigi la ea, păgâna, frate dragă, e soția, nu e bine, pune frâna. Și tu, soră prea iubită, scutură din părțărâna, Dumnezeu urăște cearta, când se varsă în voi fântâna, să ai grijă, pune frâna. Dacă cei ce vin la tine mai bagiocoresc păstorul, fii atent și fii atentă, pune frâna cu piciorul. Când în fața ta apare patima la fel ca norul, chiar de scârție mașina, să ai grijă, pune frâna cu piciorul și cu mâna. Căci în iad ajung și aceia care uită de pedală, cei ce zbiruiți de patimi, de poftă și de momeală. Unde este înfrânare e de plină armonie, numai stelele răzlețe au căzut din veșnicie. Este bună înfrânarea de la tot ce este rău, înțelege că porunca vine de la Dumnezeu. Dragii mei, mă bucur și eu să fiu cu voi aici, n-am mai fost dinainte de renovare, arată bine, ne place, ne simțim bine. Apreciez și eu faptul că suntem așa de mulți, Domnul să vă binecuvânteze, mai ales că o seară, o noapte mai scurtă, se doarme mai puțin, dar totuși n-ați ținut cont. De fapt, probabil oricum voi dimineața nu mergeți, nu? Sau mergeți mai de la 10, de obicei, nu? Voi sunteți la biserică, cred eu, cu acesta. Oricum, apropo de faptul că suntem așa mulți și zicea Claudiu că se așteptau doar aici în jos și m-am uitat, sunteți aproape dublu. Un pic m-am îngrijorat că, nu știu, la sfârșit, de obicei se pregătește ceva. Probabil că nu rămânem pe lângă urmă, nu? Dar sperăm că Domnul va purta de grijă. Bun, s-a găsit soluția. Doi prin sandwich, țineți cont, da? E bine să fim împreună. Mă bucur că se continuă aceste întâlniri județene, aceste întâlniri europeane. Fratele Petrică Coman îmi spunea că încă 42 de ani în urmă, înțeles bine, 42 de ani în urmă, acum nu știu ce făceați voi, au început aceste întâlniri în această zonă și apoi s-au extins la nivel de județ. Dumnezeu să-i binecuvânteze. E bine că se continuă și mă bucur pentru lucrul acesta. Și vrem să se întâmple în continuare lucrurile acestea. Și vrem să se întâmple mai mult decât atâta. E frumos să ne întâlnim toți tinerii la întâlnirile județene. Am vrea să, de ce nu, să îmbogățim experiențele noastre în lucrarea cu tinerii. Să se întâmple mai multe lucruri decât întâlniri județene. Și de aceea ne gândim să trecem și la un alt nivel. Probabil la următoarea întâlnire în luna aprilie, dacă a rămas valabil la Golgota, da? Vom fi informați sigur când va fi data, în luna viitoare, dacă nu, în mai, în 20 mai, la oră știem. Vrem, în special cu liderii de tineret, să avem și o retragere. Liderii și cei care ajută în lucrarea de tineret, nu neapărat să fie lider oficial numit. Deci toți cei care facem să se miște lucrurile între tineri, am vrea să ne întâlnim puțin, măcar pentru un calendar, să vedem următoarele întâlniri, cum vor fi. Ca să nu se întâmple cum se întâmplă câteodată, că
Unii organizează ceva zonal, alții ceva județean sau știu eu cum și ne-am dorit să fim un număr frumos, ca acum, nu? Tocmai de aceea, probabil, unii au renunțat dintre bisericile care organizau și apreciem și ar vrea să avem toată aprecierea și față de biserica aceasta și față de celelalte biserici din județ, fiindcă nu toate pot, nu toate au condițiile să găzduiască în așa mare număr. Dar unele biserici s-au retras tocmai pentru că nu s-a răspuns cum se așteptau poate invitații și normal, e neplăcut. Dar vrem, cum spuneam, lucrurile să meargă înspre mai bine. Vrem și cu liderii, așadar, ne vom întâlni, mai ales că va fi și după întâlnirea cu echipa națională, pe 1 aprilie ne vom întâlni toți liderii de la comunitățile regionale, pentecostale, împreună cu fratele Nelu Filip. Nelu Filip, care e președintele comunității noastre de Arad, el este în cadrul Comitetului Executiv al Cultului Creștin Pentecostal. El răspunde de departamentul acesta mai mare, tineret, familie și copii. Și împreună, așa cum vă spun, pe 1, cu ajutorul Domnului, vom avea o întâlnire cu echipa națională din Departamentul de Tineret al Cultului Creștin Pentecostal din România și după aceea vom avea ocazia să ne întâlnim cu liderii și important este să începem să comunicăm. Vrem să fie întâlniri și conferințe și speciale pentru lideri. Când noi ca lideri să ne instruim, noi ca lideri să ținem aproape, să dezvoltăm proiecte împreună, de ce nu? Și în felul acesta să ne bucurăm de propășirea lucrării la nivel de tineret. Mă bucur pentru fratele Claudiu, care este aici pe Valea Jiului, responsabil, și sper că ceilalți tineri de aici țineți legătura cu el și apoi... Lucrul acesta e foarte important, comunicarea, și mă bazez pe voi, mă bazez pe faptul că vom avea o bună comunicare și vom colabora și vom dezvolta împreună proiecte și astfel să ne bucurăm de propășirea acestei lucrări, cum spuneam. Să vedem, o conferință pentru lideri ar fi binevenită, se va organiza probabil la nivel de regională, dacă nu la nivel de județ, o facem, dacă nu le facem și de un fel și de altul și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Da. Apoi Biserica Elim, Hunedoara, apoi Biserica Betleem, Orăștie. Vă spun așa să știți să vă pregătiți din timp și să fim operativi. În urmă, Betania Deva, o cântare și o poezie.
care pierdea vremea prin subsolurile blocurilor. Mă rog din toată inima să nu uitați că cei mai mulți dintre noi nu sunt în biserici. Sunt afară în lume, pierduți. Avem un Dumnezeu mare, puternic, sfânt. Numai El poate schimba vieți. Numai El poate transforma oameni. Numai El poate reforma vieți. Binecuvântat să-i fie numele Lui. E bine despre El cântăm în seara asta împreună cu toți. Dacă se pot afișa și versurile să... Aici nu e un concert, eu asta am simțit de când am venit, eu nu e un concert. Aici e o biserică în care toți trebuie să cânte și să laude pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Tu mă auzi când strig, când scânt din zor de zi. Chiar dacă noaptea e grea, eu văd lumina ta. Cum să mă tem? Despre Dumnezeul ăsta mare să cântăm cu toții. Slăviți să-i fie numele, amin. Bye.
ce bine e să fii acasă. Să știi că ai destul câștig. Să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rască drum de frig. Căci bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc. Cum l-aș primi? Să știu că vine, să-l am ca oaspete ceresc. Și-n șocul stani de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe gene-mi cade toropiala și a dormi încetişor. Deodată o bătaie în poartă, presar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie, numai tâlhari umbl acum. Răsună iarăși o bătaie și încă alta, două, trei. Și zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și vocea de afară îmi zice, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale multe astăzi, sunt obosit și s-a luptat. N-ai vrea căldura din lăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugăciune te pomeni. Primește-mă doar până mâine, că am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai ca foamea să-mi alung? Am strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, îi amurdar și obosit. Nu-și cer decât un colț de pâine, uscat să fie să mi-l dai. Să dorm pe jos că rogoșină, doar milă rogute să ai. Gândindu-mă o clipă lungă, apoi i-a răspuns răstit. Străine, du-te mai departe! Aici nu-i loc de poposit. Ce n-ai gândit mai dinainte? Unde să dormi? Ce-ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă. E prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet, s-au depărtat. Până ce liniște doar vântul, a mai rămas de tumpesat. Și mulțumit. În patul moale, am adormit apoi curând, dar am avut în neagră noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și casa mea venea să zică ce nimeni altul nu știa. Credeam că va vorbi de mine, va lăuda tot ce-am făcut, dar s-a apropiat atunci de mine și trist cu lacrimi a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Din pâinea ta am vrut la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat să plec afară, frământ și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până ce norul l-a luat și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alivat. Trezit din somn de fiorare, m-a repesit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai, de mult plecase omul. În întunericul pustin, doar vântul își opri prin ramuri, că mă trezisem prea târziu. Am primit acum un bilet de la fratele Claudiu. Tabăra de tineret va fi în perioada 22-29 iulie. Deci rețineți 22-29 iulie. La Sânt Petru Sibișel, lângă Hațe. Iar următoarea conferință județeană va fi la Biserica din Hunedoara Golgota, în data de 29 aprilie, ora 4. Dacă apar modificări, probabil le vom primi pe parcurs. Iar în luna mai, pe 20,
conferința județeană va fi la ora știri, probabil tot la ora 16. Vom mai asculta corul cântând o cântare, în urmă ne vom închina Domnului cântând cu toții, dintr-o cântare, timp în care vom onora pe Domnul cu darurile de bunăvoie, apoi se va citi cuvântul și vom asculta predicarea cuvântului seara aceasta. Țară din lumea asta și merită să fiți mândri că sunteți români
să nu vă fie rușine niciodată, chiar dacă de multe ori impresia pe care o lasă alții este de alt gen. Să știți că câteodată am așa niște trăiri așa puțin nervoase. Că atunci când mergem în afară, ne chinim să vorbim neapărat engleză sau ungurește sau nemțește sau nu știu în ce limbă să le explicăm poate. Eu câteodată mă apuc și vorbesc românește. Da? De ce să mă întreagă ei pe mine? Da? Am și eu niște probleme ale mele, dar sunt și eu și cred că e normal să țin la limba mea, nu? Că am și învățat limba noastră comoară. Voi n-ați mai învățat poezia asta, dar noi am învățat-o și chiar am crezut în ea, o bună generație de aici, cam ieri, limba română, și cred că așa e, exact, foarte frumos. Mi-aduc aminte de cineva care mi-a spus, un teolog american, că atunci când am văzut mulți predicatori adunați la un loc și vorbind de Biblie, cu pasiune și cu asta, s-a oprit la un moment dat și a zis, am impresia că Dumnezeu este român. Și noi avem impresia asta, sincer, românii. Dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu, binecuvântat să fie mereu. De aceea sunt impresionat că sunteți aici atât de mulți tineri în zona asta, așa că, chiar dacă am mai avut niște frici ce va fi în viitor, mi s-au risipit o bună parte după masa asta. Mă bucur să întâlnesc slujitorii voștri care sunt aici. Sper că sunteți bucuroși că sunt aici. Până timpul durează nu fie, dar asta e viața. Sunt și pe la balcon acolo, sunteți priviți ca și camere din toate părțile, dar voi tot așa arătați și dacă nu erau ei, nu? Așa că, dincolo de ei, de aia trebuie să ne suportați și pe noi că intru și eu în zona asta, pentru că nu numai că nu trebuie niciodată să ne ferim, pentru că cel care ne vede în permanență este Dumnezeu. Așa că plăia trebuie să ne raportăm. Domnul să binecuvânteze toți slujitorii care sunt aici, toți liderii care sunt aici de tineret. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți care sunteți aici și harul Domnului să fie și să rămână peste noi toți. Amin. Ca să nu vă pun în situația careva să mă judecați, să știți că cineva m-a întrebat cu ani în urmă care era împotriva la cravată. Acum foarte puțin aveți cravată. Din punctul ăsta toți de super pocăiți. O venit și vremea asta, să nu mai fie o problemă asta. Dar cineva m-a întrebat, dar ce e bună cravata? Și fratele a spus, e cel mai bun instrument pentru a șterge ochelari. Da? Atunci am zis, a, eu n-am de pregătire. Acum i-am, da? Și astăzi am mai descoperit încă utilitatea cravatei, da? Când am coborât de mașină cu fratele Gigi, repede să ne îmbrățișăm, când m-am uitat la cămașa mea, hop, că aveam o pată aici. Pentru că m-am oprit la Cluj, am avut puțin de treabă, am întârziat și mi-am dat un sandwich ca să nu mai pierd pe drum, ca să nu mai pierd timpul acolo, și l-am mâncat pe drum și vă dați seama că nu numai giletul e specific bărbătesc, și și atepătea în continuare pe cămăși este ceva foarte specific bărbătesc, iar eu mă înscriu tot timpul în povestea asta. Și atunci am zis, wow, nu mai aveam numai un tricou de schimb, nu puteam să vin să predic în tricou. Mi-am dat seama că aveam agățat într-un umeraș o cravată rătăcită pe acolo. Mi-a părut rău că nu-i mai lat, a ta era foarte bună, că m-a scupat. Și am zis, fratele Gigi, ai văzut că e bună la ceva? Și mă chinui cumva, am pus-o într-o parte, ca să se da. Și am zis, de ce să mă tot chinui, nici nu se potrivește la cămașa asta, dar am zis, bă, totuși, să nu zică cineva. Așa, da? Dacă mai vedeți, când mă mișc, știți despre ce e vorba, da? Frații aici care au organizat conferința asta mi-au scris cu mult timp în urmă ceva despre o temă, cum să fii un tânăr sau o tânără de caracter, să fii curat într-o lume a compromisului și a murdării. Nu? Foarte provocatoare tema asta și o întrebare clară, dar poate că nu este foarte ușor de răspuns la ea, sau poate că este foarte ușor de răspuns la ea, dar poate că e mai greu de practica, nu? Că vedeți, foarte frumoasă a fost poezia cu frâna și, într-adevăr, așa e, că trebuie să fii foarte, foarte conștient când trebuie să frânești, când trebuie să accelerezi și asta înveți pe parcurs, în general, orice mai întâlnesc
Când am urcat acolo de la Turda, cineva care avea un semn de începătoare sau începător în spate, a rămas pe pantă acolo blocat și a făcut o mare coadă de mașini și noi am depășit și am mers mai departe că învățat, încă e în perioada când învață. Vreau să vă vorbesc foarte simplu, în general fac asta, despre trei alegeri care eu numesc existențiale pentru viața voastră și a mea în continuare. Și cred că dacă o să doriți să le faceți, să începeți să le faceți, să continuați să le faceți, care deja ați început să le faceți, și trebuie să vă ajute Dumnezeu și pe voi, de acum și pe mine și pe noi, cei mai bătrâni, să le ducem până la capăt. Doamne, ajută-ne! Amin. Pornesc de la versetul ăsta pe care îl știți de multă vreme, îl știu și eu, în care David vorbește despre poporul lui Dumnezeu și vorbește că poporul lui Dumnezeu a trebuit să arate înflăcărat. Doamne, Tu aduni acest popor și poporul ăsta este înflăcărat. Detest. Totuși, faptul că sunt destul de multe adunări în care această înflăcărare, pentru că înflăcărarea asta nu e născută din ritmul muzical. Înflăcărarea asta e născută dintr-o flacără. M-ați înțeles? Iar flacăra asta reprezintă întotdeauna prezența lui Dumnezeu în adunare. Prezența lui Dumnezeu în inimile noastre. Și când prezența lui Dumnezeu este în inimile noastre, ne înflăcărăm așa. Este o pasiune, o bucurie, încântare, rugăciune. Este o efervescență, așa? Și toată această poveste trebuie să fie caracteristică Bisericii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi care veniți din biserici, să fiți înflăcărați. Nu se poate să fim în biserici atât de apatici, în timp ce vorbim de un Dumnezeu atât de mare, atât de puternic, atât de sfânt, cu atât de multe soluții pentru viețile noastre. Și atunci, o a doua caracteristică de care vorbește David aici despre popor este că poporul acesta înflăcărat este asemănat cu o știre. Și dacă este o știre, înseamnă că o știre asta duce războaie. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să dea biruință tuturor care sunteți aici azi. Amin. Și totuși mi se pare foarte interesant că după ce vorbește despre popor, despre înflăcărarea poporului, despre popor ca o știre pe care o adună Dumnezeu, deodată David ia un segment din popor separat. N-am crezut niciodată, nici azi nu cred, într-un conflict între generații. Dar cred din toată inima că fiecare generație în biserică și fiecare parte de viață are un rol și un rost al ei foarte bine definit. Iar eu continui să cred că în ochii lui Dumnezeu perioada aceasta a adolescenței, a tinereței este extrem de importantă înaintea lui Dumnezeu. Este extrem de importantă pentru Biserica Domnului de astăzi și este o mare greșeală a tuturor liderilor de biserici care tratează într-un mod superficial, arogant, respingător pe alocuri, problema voastră a tinerilor. Nu mă număr printre ei. Că Dumnezeu mă va ajuta și voi o să mai vedeți în mine o persoană care mai poate să se adreseze generației voastre, eu zic tot timpul prezent. Pentru că perioada asta, tinerețe, este de o valoare absolută pentru voi care sunteți tineri și pentru viitorul vostru și odată cu voi pentru viitorul bisericii. Încât personajul acela, nu mai știu care, a spus despre voi tineri că voi nu sunteți biserica de mâine. Voi sunteți mâinile de astăzi. Pentru că voi sunteți astăzi și veți fi și mâine. Dar e foarte important ce se întâmplă și ce alegeri faceți voi în perioada asta. De aceea, Duhul lui Dumnezeu coboară peste David și ia segmentul acesta al tinerilor și spune în gesturile lui poetice, că el este și poet, spune, zorile au un fel de sân.
Și de acolo, din sânul zorilor, el a văzut tineretul că vine. Vreau aici să vă spun ceva. A fost o perioadă în viața voastră care se numește copilăria, pe care ați depășit-o. Și am depășit-o. În perioada copilăriei, voi și eu am fost aduși la Domnul. Am fost aduși la biserică. De multe ori nu mi-a plăcut, dar eram copii și am spus copilași la adunare. Asta era un semnal care câteodată îmi plăcea, mai ales când nu era tata acasă, îmi plăcea. Când mergeam la biserică, mă întâlneam cu grămadă de prieteni de mine și vedeam 15 ture pe afară, mama ocupată în biserică, nu-și dădea seama, dar cât era tata, nu mai era semnalul foarte bun și foarte clar și bucuros pentru mine, da? Mergem mai departe, da? Și când ați fost și am fost copii, am fost aduși. E apare un timp în viață care este tinerețea, în care David atinge momentul în care spune sunt foarte fericit, sunt foarte bucuros, pentru că văd tineretul că vine el. Nu mai este adus. Nu mai este împins de la spate, de mama, de tata, de amenințări, de mici șantaje. Dacă vii la biserică, tata îți face asta. Dacă vii la biserică, mama îți cumpără ciocolată mare de un metru. Atunci nu era. Dacă vii la biserică, să știi că am un plan pentru tine. Și există tot felul de mici șantaje care până la un punct funcționează, prin care încercăm să-i aducem pe copii la biserică, da? Școală duminicală, acolo sunt niște învățători care intră în mintea copilului și îi spune, vai, gătește să mă duc la biserică, vă și pe mine. De ce? Pentru că cu tare, așa de frumos să joacă cu noi, așa ne explică, sunt topiți. Dar vine momentul în care sunteți și voi, în care nu mai merge asta. În care începeți să vedeți o grămadă de lucruri, să aveți o mulțime de lupte și de acum trebuie toate câștigate, trebuie toate luptele și obstacole depășite și trebuie să alegeți voi înșivă să veniți spre Dumnezeu. Și David s-a uitat și a văzut că tineretul vine și spun împreună cu toți pastorii slujitorii ei slăviți să fie numele Domnului că adunarea e plină. Tineretul vine și e foarte important că vine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați venit și spuneți amin. Dar spune, vine la tine. Exact cum vine roua dimineața și cade pe pământ. Pentru că dacă tineretul vine, pentru că la întâlnire tineret, garda e mai jos. La întâlnire tineret, cei care vin și predică acolo, au niște predici așa, mai pe lângă. Pentru că atunci când suntem noi, putem să fim total diferiți. Nu e drept. Dumneavoastră nu trebuie să veniți la și pentru cineva sau ceva. Voi trebuie și noi toți trebuie să venim la El. Adică la Dumnezeu. Amen. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Și eu, bă, să duc tine la altă biserică. Trebuie să faci geoacă, să duc în altă parte. Acum voi trebuie să deciți dacă mergeți la o structură de biserică sau îl căutați pe Dumnezeu. Dacă îl căutați pe Dumnezeu, Dumnezeu vei fi la descoperi fiecare dintre voi, fără nicio problemă. Dar voi decideți astăzi dacă veniți și dacă veniți la cine trebuie. Și Dumnezeu să vă ajute să faceți pașii ăștia cu toată convingerea, cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea și o zi pentru voi toți. Amin. Amin. Ca să fii o tânără, un tânăr de caracter. Să știi când să accelerezi, să știi când să frânezi. Ca să poți să dezvolți acest caracter, trebuie să ai un mediu unde să îți dezvolți caracterul ăsta. Că doar dacă te duci în niște locuri periculoase, acolo nu te înveți nimeni de frână. Acolo se învețe numai de accelerare. Bă, tu chiar la timp poți să te gândești să pui stop de la asta și asta? Păi când vrei să te bucuri? Păi când vrei să te distrezi? Păi când vrei să guși viața? Când îi fii ca bătrânul ăla cu cârjă? Păi ai terminat! Zic unii. Când vrei să vă dați drumul? Când vrei să simți și tu viața în plin? Ce viață? Discutăm. Așa că e foarte important să te duci și să faci o alegere în care să poți să-ți dezvolți cu adevărat caracterul tău.
Chiar dacă multe lucruri nu le poți înțelege, nu le poți pricepe în totalitate, trebuie să încăpățânezi, să spui, aleg să mă duc acolo, aleg să fac asta, de dragul vieții mele, de dragul caracterului meu, de dragul existenței mele pe pământ și mai mult, pentru că suntem aici într-un context pe care îl cunoaștem, de dragul eternității mele. Vreau să fac o alegere corectă în care să pot să-mi dezvolt caracterul. Unde și ce trebuie să fac în alegerea asta? Și prima alegere pe care vă invit să o faceți, nu e grea, e simplă, este următoarea. Alegeți să iubiți biserica. Amin. Vreau să vă spun, o să-mi deschid pe alocuri inima pentru voi după masa asta și vreau să spun că una din deciziile foarte bune care le-am luat în viața mea de când am fost mică, ca mai mic ca voi, și după aia și când am fost ca voi, am avut șansa asta să cresc într-o familie de creștini. Prima decizie pe care m-am încăpățânat să o iau și să o țin a fost să nu lipsesc de la biserică. Asta am făcut de copii. Am făcut multe lucruri mai puțin plăcute, nu le spun pe alea toate. Nu? Dar am evitat să fac multe lucruri proaste pentru că am decis să mă duc la biserică. Și am zis, orice ar fi, orice trebuie să fac, eu decid să mă duc la biserică. Așa că când a fost pe vremea aia, era piesă. Copiii, tamam, gata, să grea în piesă. Nu mă interesa ce rol aveam. Vreau să fiu acolo. Erau, să făcea atunci în zona asta piese, Iosif, vândut de frații lui, tot felul de piese pe zona aia. A Bistriței am fost... mă mir acum că atunci era o pocăiță îngustă, dar noi jucam teatru de atunci, am jucat seama. Acum lovim în pantomime în asta, dar noi eram în piese de teatru de atunci. Atunci știu că era fratele Todor Lazaru plecat acasă la Domnul, era ea. Eu aveam două roluri. Levi și Asher jucam în două personaje, că nu erau prea mulți și eu m-am băgat în două. Iubeam biserică, îmi plăcea să fiu acolo. Și fratele Lazar Todor era Iacob. Atât de înțelios o lua fratele Lazar rolul de Iacob, de nu că juca teatru, că nu știa să joace teatru. El trăia neintens. Plângea, când a apărut Iosif acolo, tot să sfârșea. Foarte frumos. Am jucat în piesa asta, am jucat în Cei trei tineri, am făcut un cerceac cu un bec acolo și am fost unul dintre ei cuptor, a fost plăcut cuptorul ăla și așa mai departe. Deci, tot timpul a fost, deși prin firea mea nu sunt un fingăreț, dar zic, este cineva care vrea să facă ceva de mare? Eu da, prezent. Nu mi-a plăcut niciodată să stau pe margine. Și vreau să spun, toți pe care i-au avut de multe ori, nu numai tine, dar și tine, până unii îi bagă în seamă că pastorul îi ține deoparte. Nu-i cred. Rar cred că e așa. Pentru că dacă tu vrei neapărat să faci ceva, și dacă vrei neapărat să fii la biserică, și dacă vrei neapărat să faci ceva în biserică, nu există, nu se poate. Poate te jignește, dar poate nu te bagă în seamă, poate că spune, bă, tu ești bun pentru asta, dar tot găsești ceva. 100%. Și m-am încăpățânat să mă duc. Când am avut 14-15 ani, am tot vizat cu orice. Dar îmi zicea mama, n-ai voce. Lasă că o ia avea. Circula pe atunci un somn că poți să te rogi Dumnezeu să-ți dea voce. Știi? Și începeam să mă rog. Deci acum am alte păreri. Dar în fine, atunci cu mintea mea, ce vreau să mă duc la cor. Dar ziceam, cum intrăm în cor? Acum colegul care a mers atunci, primarul de Creanul, Nicu, și mai am un coleg care am plecat noi toți trei atunci să dăm testul la cor, este pastor în Canada, Ioan Cisas. Și toți trei ne-am dus atunci, mâine niciodată, într-o miercuri seara, ca să fiu ardelean, ne-am dus noi acolo să dăm testul. Aveam o șansă maximă, nu din cauza vocii. Eu și primarul nu aveam voce deloc. Ioan ce avea foarte bună și de bine din jur de cor. Și avea și o șansă mai mare, că taică să era din jur, dar trei părți asta. Dar și știa asta. Nu, să nu mă fost bine atunci. Și am mers noi peste. Șansa noastră era că fratele Mișii, care și el a plecat la Domnul, era un om, cred că cel mai bun om de pe fața Pământului. Și am zis, mizăm pe asta. Fratele Mișii nu cred că este. Și am mers noi să dăm testul acolo. Ne-am pus acolo și-o vin fratele Mișii, parcă vedeți bă de acum. No, dragii mei, ce cântare ați vrea de să cântați? Nu o să uit niciodată. O Doamne mare când privesc în Domnul. Nu o să-i niciodată cântare. Acum am cântat, am uitat în secunda următoare, nu mai știu.
am început, cred că eu am început, cred că a fost un dezastru și eu am auzit că a fost un dezastru. Micule, zi tu, adică primarul cântă și el, și el tot în dezastru, Ion Cicin, el cântă foarte bine, gata, asta trece noi nu. Dar zice, Gabi, tu te duci la tenor. O, Iisus, că aveam vocea subțire, nu că am cântat. Și m-am dus la tenor și am cântat în cor, nu o să vă vine să credeți, vreo 10 ani. 10 ani am cântat în cor la tenor, încât mulți care m-au văzut în anii ăștia și astăzi cred că eu sunt foarte bun tenorist. Bă, și de ce să le stric eu convingere? Lasă treaba. Lasă și Costel, pastorul, când dat cum era la tenor. Eu am prins o șmecherie, nu trebuie să faceți așa, eu cred că fiecare la locul lui, dar bă, dacă vreți să iubiți biserica și vreți să nu vă lipiți, bă, va băga, în toate corurile sunt câțiva care ca mine, cred că. Acum să fim serios că nu suntem la opera română, da? Se mai să lăudăm pe Dumnezeu, spuneți toată adunarea. Amin. Glorie Domnului, tot ce are suflar. Eu suflam și eu cântam și eu, nu? Și am învățat ceva la cor. Băi, ideea asta, nu te bași cu prima dată, te lași puțin fiecare frază, strofă să înceapă ala. Și eu cântam după Costel, după ala. Tot timpul eram terorizat să nu fiu eu singur la tenor, dar rest, mă luam după ei. Mă luam după ei și bine mergea. Mai aveam niște probleme, că tenorul, nu știu, tot timpul la noi era așa, era în spatele sopranului și de foarte multe ori niște surori de la sopran, Domnul să le binecuvânteze, se-mi torna și, vezi că când sopran? Trăgea sopranul, pentru că avea o linie melodică foarte frumoasă. Tenorul avea tot așa niște lucruri drepte. Știu Paradisul, știu Maranata, am ridic ochii spre munți, Israel, încrede-te în Domnul, Maranata, știu și pe românește, și pe ungurește, știu foarte multe cântări de cor, le știu, toată viața le știu, și câteodată îmi drag așa să aud corul. Dar am zis, știi de ce mă duc la cor? Să fiu miercuri la repetiții, să nu stau acasă. Miercuri la repetiții, joi la biserică, vineri era rugăciunea, marța era rugăciune, sâmbătă era tineretul și urma lunea era mică. Duminica la adunare și iată toată săptămâna era la program. Îmi plăce, nu-mi plăce, era spiritual, nu era spiritual, mă închinam profund, lejer, mai mă distram, dar am spus, bă, asta e o chestiune înțeleaptă, să mă duc la biserică și să iubesc biserica. Să-mi pun în capul meu că cel mai bun lucru este adunare. Anii au trecut. Și mentalitatea asta de a iubi biserica a rămas în mine. Vă mai las să mai râdeți încă o dată. Când m-am însurat, aveam 24 de ani, aproape 25. Nu trebuie să faceți ce am făcut eu, dar dacă atâția ani am băgat în cap treaba asta, vă dați seama, imediat după nuntă, eu, în loc să plec în luna de miere sau să mă plimb în România, că nu aveam șanse, eu mi-am luat nevastă și m-am dus la biserică. Șoc! Cred că am greșit, dar asta e viața. Voi nu o să mai greșiți așa, dar e o greșeală care chiar cred că îmi o iartă oricine, nu? Da? Și am rămas așa. Până în ziua de azi, după atâția ani, este aproape imposibil pentru mine să rămân acasă. Vă dați seama că mă mai duș pe mie capul și am avut momente foarte dificile. Simt că totul se prăbușește. O joi seara de sau. Am mai stat de câteva ori, că eram obosit și eu mă adăpam prin niște nevastea. Vreau să stau acasă, duceți-vă, o să prăbușească lumea, dacă stai o joia asta acasă, sau nu știu ce, nevastă mea răzvieție, nu se prăbușește 100%. Eu știu că tu nu o să stai. Și, într-adevăr, stăteam câteodată până la 6:30, până la 7 mergeam la biserică. Simțeam că ceva se prăbușește în mine. Pentru că biserica a devenit în tot timpul ăsta o parte importantă din viața mea. Și dacă ar trebui cineva să-mi ia ceva acum, să mă doară cumplit de rău, aceasta ar fi să-mi ia Dumnezeu posibilitatea să mă duc la biserică. Sunteți foarte tineri. Sunteți plini de viață. Vă rog din toată inima mea, alegeți să iubiți biserică. Alegeți să nu vorbiți de rău de ea. Bisericile voastre și a noastră și unde sunt eu, sformate niște oameni în care avem plusuri și minusuri. Mereu veți găsi ceva la noi, la conducători.
și la cei care sunt dirijori de cort sau prin față, ceva care nu o să vă placă, ceva care să vă enerveze, să vă indispună. Vă rog să vă luptați cu toate sentimentele. Vă rog să vă încăpățânați într-o asemenea hal, încât să mergeți la biserică împotriva tuturor acestor stări care vin peste voi, au venit și peste mine, vor mai veni. Dar trebuie toate înfruntate, toate. Și într-un final, să zici, mă duc la biserică. Luptați pentru asta. Rugați-vă pentru asta. Jertfiți orice pentru asta. M-am întâlnit cu un tânăr, am lui căsătorit și are și un copil venit din lume, cam se spunea aici de rochie, chiar din lumea urâtă venit. M-am întâlnit alaltă, în momentul ăsta exact, și am stat cu el la un ceai și spunea, el a fost și înainte la sală, îi place sportul și merge și după ce s-a pocăit. Dar a spus el, când joi acum, când zice, era biserică la noi, frate Gabi, eu am fost plecat la Ștei, m-am dus înspre sală și m-am întâlnit cu băieții din biserică, care și ea se stăresc de vârstă cu ea, exact ei m-au chemat pe mine să mă pocăiesc. Am zis, eu zic, băi, Sandel, vrei să fii la biserică, că la biserică la noi e frumos, vorbește Dumnezeu, lucrează Dumnezeu, acolo ne simțim bine, este obsernat. Hai odată, te rog să vii la biserică. Și zice, până la urmă, frate, care m-a convins să vin la biserică. Și am venit odată și v-am auzit, ne-a vorbit Dumnezeu prin dumneavoastră și așa, și s-a rupt din lume, s-a pocăit și este unul dintre oameni din biserică de bază. Și Dumnezeu i-a dat soție și i-a dat o fetiță și e fericit și îl laudă pe Dumnezeu. Dar zice, frate, dar mi-a suflat inima, pentru că eu veneam la biserică și ei care m-au chemat la biserică, mergeau la sală. În timpul biserică. Ei îndrăznesc și-au zis, eu zic pe lume, bă, dar nu se poate, bă, dar voi nu puteți veni la 4, la 3, la 2. Păi merge la adunare și ați puțin joi seara. Voi m-ați chemat pe mine să mă pocăiesc să vin la biserică și voi nu veniți la biserică. Și am zis, ce-o făcut? Zice, le-au căzut capetele deodată jos. Și zice, nu știu ce s-a făcut, cred că s-a grăbit, a făcut 3 minute sau nu a făcut deloc, dar i-am văzut la biserică. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să vă dau un exemplu excepțional din Exod. Nu-l poți găsi niciodată numai dacă citești Biblia și trebuie să o citești cu atenție. Exod 33, versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui în cortul întâlnirii. Adaug. Apoi Moise se întorcea în tabără. Dar ți-s foarte atenți. Dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Lasă versetul acum. Tinerețea este un timp și o vreme în care voi trebuie să stați în biserică mai mult decât păstori. Mai mult decât părinții voștri. Chiar părinții voștri își pot permite obosiți, trudiți, bolnavi. Poate unii ori pregătim masă sau musafir, să rămână acasă. Voi să nu vă permiteți niciodată luxul ăsta. Voi să frecventați biserica, să iubiți biserica, pentru că în biserică Dumnezeu alege să dezvolte caracterul vostru. Asta este ideea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cineva l-a întrebat pe Marele Reformator Martin Luther peste ani și a spus, te vedem cu un caracter atât de înalt, cu alegeri atât de puternice, că efectiv a avut curaj să înfrunți prin tezele tale și prin acțiunile tale biserica majoritară. Cum ai reușit să dezvolți? Unde? Cine? Cine a fost mentorii tăi? Și a spus, știți ceva? Biserica este mama mea. Ce e o mamă? Când te uiți la un copil bine crescut, întrebi cine e mai bun? Pentru că mama este cea care își lansă amprentele în viețile noastre. Într-un mod clar și pe față. Mama este cea care te hrănește. Da? V-a hrănit când n-a știut și după aceea știut. Când ați început să știți, au început comentariile. Văd ce fai mic. Mami, ce ai de mâncare? Nu mă întreabă nimeni niciodată ce ai de mâncare acasă. Mai că sunt prea, nu?
Mai mai întreabă câteodată pe telefon ce-i de mâncare acasă. Și eu nici nu știu. Trebuie să mă gândesc puțin. Zice, și apoi încep niște discuții acolo, nu? Iar mi-ai făcut asta, nu vreau asta. Și există tot felul de mofturi. Dar până la urmă, știți cumva, și eu am comentat la mama, dar până la urmă am mâncat și maică mi-a zis, niciodată să nu te supere pe mâncare, că eu eram un supărăcios și o făceam destul de des, știi? Știți ce făceam? Vreo 3-4 ore din nebunia asta, rămâneam fără mânt, până nu mai puteam și la urmă trebuia să cedez la o gură să mă duc și spunea mama, bă, copile, nu te mai supăra niciodată pe mâncare, supără-te pe orice, dar pe mâncare nu, pentru că era soam. Și, într-adevăr, după aia, cu capul plecat, mâncam până sub farfurie, dacă se putea. Și toți comentați la mâncare, dar până la urmă toți mâncați. Că de-aia sunteți așa de mari și se spunea aici că sunteți atât de frumoase și de frumoși, că cineva v-a dat de mâncare, nu? Maică ta ți-o dat bine mâncare. Nu? V-a dat la unii chiar prea bine de mâncare, nu? Păcătă cu și comentarii, acum vă luptați cu dietele. Deci, băi, mama, bă, de vină cu bucătăria ei! Da? Și cu la postele zic că are 5 băieți. La un moment dat, acum s-o însurat și s-o mai au nevestă, da? Dar la un moment dat era toți erau așa destul de bine. Și îi zic cu la dată, băi, Costele, la băieții tăi, toți amână cu tine. Zice, nu, Dina, adică nevastă să maică ți-ai de bine. Ea-i nu da de mâncare. Și îmi zice Dina, când am fost acum, are dreptate, Costel, că eu, de când m-am măritat cu el, i-am făcut ce i-a plăcut. Și asta, la un moment dat, apare un deserviciu undeva pe noi. Dacă ni se întâmplă să ni se facă tot ce ne place, da? Că de altfel să spui nu-ți fac asta, că nu-i bună, așa mai departe, da? Sunteți foarte frumoși, foarte bine, foarte sănătoși, că a fost o mamă voastră pe undeva, care v-a făcut mâncare non-stop de ani de zile și voi nu v-ați dat seama. Și ați crescut și dacă știți să vorbiți și să vă îmbrăcați și mai aveți niște lucruri bune, este că acolo, în familia voastră, de vreme, cineva a pus în voi o amprentă și a apărut un caracter. Și acolo e mâna mamei. Vit o trupă de frațe, suroși, cântau și îl știam pe tata lor. Toți cântau la instrumente și zic lui taică, bă, când ai învățat pe ăștia? Că tot am văzut cu alte treburi. Când ai învățat să cânte la instrumente? Crezi tu? Asta e mâna lui maică ta. Ia, eu adus. Și unul la vioară, unul la taragot, unul la saxofon, toți erau cu chitara, toți erau cu instrumente. Eu n-am avut timp de ei, pentru că pleca. Dar mama lor a lăsat amprenta muzicală în viața lor. Apoi vreau să vă spun că Luther a avut dreptate, că biserica este mama, pentru că aici ești hrănit, ești hrănită, aici poți să crești, aici poți să te dezvolți, pentru că Dumnezeu te-a așezat într-un trup, și Dumnezeu folosește toate modularele spre binele tău pentru ca să se vadă amprenta lui Dumnezeu în viața ta. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Cum vom rămâne tineri și veți rămâne tinere și tineri de caracter într-o lume a compromisului și a murdăriei, alegând să iubiți biserica și să rămâneți în ea și prin biserică Dumnezeu să vă dezvolte, o să vă crească într-o asemenea manieră încât o să știți clar când trebuie să accelerați, că să știți foarte clar când trebuie să frânați. Că acum trăim într-o confuzie în lumea asta, încă nu mai știe nimeni ce se întâmplă. Nu mai e valorile dispar din societate în general. Dar în biserică nu va fi așa. În biserică vor rămâne valorile, pentru că biserica nu e a noastră, nu e a generației moderne sau postmoderne. Biserica este lui Iisus Hristos, El este capul bisericii, noi suntem mădulare, suntem slujitorii Lui, slujitoarele Lui și cel care lucrează în trupul acesta prin fiecare încheietură și prin fiecare mădular este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și să spunem toată adunarea de tineri, amin. Amin. Te întreb azi de la balcon sau în sală, iubești tu biserica? Ești gata să rămâi în corp când mori să iese? Să te uite aceasta. Doamne, să iasă, dacă ești lui de păstor, să iasă tata. Și lui tata de la lumea acasă. Să plece cineva și am mușchit-o pe ușă. Moise iese care treabă, are multe responsabilități. Iosua rămâne, nu plec. Pentru că unde pot eu să am onoarea să gândește Iosua, sunt tânăr. Că să mă uit eu la Moise cum se roagă. Să-l aud eu pe el cum vorbește cu Dumnezeu, exact cum vorbește un om cu prietenul lui.
să văd cum vorbește el cu Dumnezeu, cum îl aude cu Dumnezeu, cum judecă, cum vorbește, ce se întâmplă. Eu rămân aici în cort, las să plece și să vină. Unde am eu onoarea? Că după ce intră morți în cort, să văd cortul în nouă prezență lui Dumnezeu la ușa cortului și să simt pe Dumnezeu în cortul ăsta. Unde? Dacă nu aici, unde se prezintă Dumnezeu în cortul întâlnirii. De ce să fii la biserică? Pentru că în biserică se prezintă Dumnezeu. Pentru că în biserică se prezintă Duhul Sfânt și acești oameni vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu ei și prin ei și tu poți să auzi vocea lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorie Domnului! Cântă în cor, cântă în grup, cântă, fă ce știi. Găsește-ți locul în biserică. Nu sta pe margine. Nu sta pe margine. Nu spune, eu nu mă bag. Pentru că asta e o greșeală enormă. Să nu te bagi. Mereu sunt cânti la tinerii plecați și aproape cea mai mare parte stau pe margine. Ei nu pot să facă nimic. Ei vin în față și cântă, dar mai bine n-ar cânta. Știți ceva? Voi trebuie să vă implicați efectiv, cu toată inima, și, bă, și dacă falsați, sau faceți o greșeală, sau dați un îndemn, sau vă rugați odată și greșiți. Cel mai frumos este atunci când greșești, atunci ești normal. Atunci înseamnă că ești tu însuți. Și Dumnezeu va fi mereu lângă tine să te învețe, să mergi mai departe. Nimeni nu s-a dezvoltat dintr-o dată. Toți ne-am dezvoltat printr-o mulțime de greșeli. Dar cel care ne-a dezvoltat a fost Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a dezvoltat prin biserică. Nu uitați niciodată că există tot felul de tendințe, că sunt tot felul de filozofii. N-ai rost să te duci la biserică, la fratele Gigi, n-ai rost să te duci, aia lumea e acolo, bătuie, că duci, aia că duci. Și atâtea voți sunt, care spune, n-are rost să duci biserica, s-o prăbușit, greșit. Hai că noi am făcut un grup undeva izolat. Urăsc izolările. Vă rog să veniți la biserică. Așa cum e ea, e biserica Domnului. Și merge înainte. Faptul că voi sunteți atât de mulți tineri aici, puteți să dezdeștepți, puteți să raționați. Este pentru că bătrânii aia, așa cum eu văzut mulți și eu judecat mulți, au avut o încăpățânare a lor, pe care astăzi s-ar putea generația voastră să o trădeze, de-aia predic, sper că nu, s-au încăpățânat să meargă la biserică. Când pleacă toți din generația aceea din Beclean, eu vreau neapărat să merg la mormântarea fiecăruia dintre oamenii care au fost atunci când eram eu copil. Pentru că nu numai părinții mei, ci toată generația aia mi-a dat o moștenire. O moștenire enormă! Și aceasta se numește dragostea de biserică. Fie ploaie, fie vânt, fie bătrân, fie bolnav, ceapeu, nu știu câte brațe aveau la ceapeu, fân, coasă! Eu am vorbit de sală mai devreme. Asta e mort. Dar dacă n-aveți coasă, fân și greble, trebuie să mergeți să trageți la niște greble îndoite acolo, care sunt aparatele, nu? Da? N-aveți de săpat în grădină, atunci, spunea, avem de săpat în grădină, hârleți. Luam cam atât odată cu ochii pe ceas ca să scap de pământul ansietatea noastră să sapă în grădină. Băi, să ia puțin, să hârlețul drept, să întoarce, să lovește, să-l duce acolo, aș fi vânt așa, totodată să-l fac. Cu ceapa pe mine, numai cu gândul să scap. A fost interesant, a fost frumos, dar oamenii ăștia foarte obosiți, foarte obosiți, puneau sapa jos, grebla jos, aveau faci animale, toate erau fixate la biserică. Asta a fost lecția care mi-au predat-o zeci de ani. Zeci de ani. Fii, cer. La biserică. Dragul mami, ne îmbrăcăm, mergem la biserică. Biserică. Nu știu cum sunteți voi azi. Nu știu ce imagine aveți voi parte prin familia azi. Dar sper din toată inima să fiți o generație care să iubiți cu toată inima voastră în biserică. Faptul că sunteți prezenți azi aici, pentru mine este o încurajare enormă. Și numai pentru mine, pentru toți oamenii aceștia. Dar să sper că nu ați din cauza primăverii, din cauza că v-ați săturat de iarnă, din cauza că v-ați dorit niște întâlniri, îți spune și astea, chiar sunt în regulă, dar dincolo de toate vă rog foarte mult să iubiți biserica. Mai există un pericol care poate lovi în această alegere, care este mediul ăsta online. Deci știți că online-ul ăsta e pentru oamenii nepocăiți? Pentru oamenii bolnavi, în călucioare, câteodată, ca seară, am fost la Târgu Mureș
și cu căruciorul vine la biserică. Păi, dumnealui putea asculta acasă predica, nu? Vine la biserică, cu rotile, pus acolo în față, greu, chinuitor. Am văzut aici încă o persoană cu handicap fizic cât de greu s-a urcat aici, a sută, da? De la orăștie, cred că, da? O venit să cânte aici. O lecție foarte importantă. Sper că n-ați trecut-o cu vedere, da? Voi ați venit foarte repede și ați plecat. Pentru că asta înseamnă să iubești biserica. Nu contează cum prețul. Și pentru genul de oameni care nu pot să miște, este mediul online. Pentru oameni bolnavi și pentru oameni foarte bătrâni. Deși ei s-ar putea să ne trădeze că avem un frate aproape 90 de ani și cel mai prezent la toate programele. Ce să mai zic? Nici asta nu mai funcționează. Nu aveți dreptul să stați acasă și să vă uitați la predicatorii cu bine încât îi iubiți. Pentru că niciodată în fața telefonului nu se va întâmpla ce se poate întâmpla atunci când ești fizic. Aici în biserică. Acolo doar poate fi o provocare pentru cineva, dar final trebuie să fie o întâlnire reală în biserică. Și o părtășie strânsă în care să poți să auzi vocea lui Dumnezeu și să simți respirația celuilalt în ceafa ta, în stânga și în dreapta și prin toți porii tăi să respire Dumnezeu și prezența Lui și să spunem toată adunarea gloria lui Dumnezeu. Amin. Gloria lui Dumnezeu. Amin. Prefer să suport transpirația cuiva în biserică decât să rămân imun și fără putere acolo în fața unei tablete. Dacă vrei să-ți dezvolți, că ce se întâmplă dacă ești cu tableta? Păi dacă la un moment dat nu mai place predica, că are și porțiunea așa mai plictisitoare, pac, te uiți încolo. Și poți să te uiți la o emisiune. Stai să văd că văd finalul. Dar când ești aici, e o șansă maximă să nu mai poți să înfuți o altă imagine. Și să rămâi cuplat aici. Și dacă Duhul Sfânt este aici, să atinge și mintea ta, nici cu mintea să nu te duci. Și atunci este o mare binecuvântare să fii prezent în biserică și asta am vrut să insist pe punctul ăsta ca să vă ajute Dumnezeu pe toată generația asta să mă țineți minte, fratele Gadu, să iubim biserică și eu vreau să mă duc la biserică. Și să aveți scandal cu taică-tă, cu maică-tă, până acolo, că am auzit și asemenea, dar mai înainte, scandalul spunea: bă, fratele, nu mai știu ce faceți cu copiii ăștia, bă, eu nu mai mă pot folosi de ei. Mata la biserică, miercuri la biserică, joi la biserică, vineri la biserică, sâmbătă la biserică. Bă, mai răiți programul, mai lăsați-vă și acasă. Și am zis, lasă, nu te plânge de asta. Mine că ești nervos de asta. Am zis, lasă-te să te duci la biserică, să nu ajungi să plângi tu, că nu mai vin la biserică. Și că la cluburi și pe stradă și pe dincolo și pe dincolo, că nu-i adun din altă parte. Atunci să vezi că nu-i mai ai nici ziua, nici noaptea, nici deloc. Dar așa noi ți luăm seara numai. Și vin camielușii acasă pe biserică. Băia ți-ar putea să plece și să nu mai vin acasă câte 3 zile și vin după 4 zile și după aia o să-ți frângi mâinile și o să-ți strigi. Atunci, măi, faceți ceva să vină la biserică! Orice părinte care îi depărtează pe copii de biserică face o greșeală enormă. Iar eu sunt aici ca un slujitor să vă spun, alegeți biserica și iubiți biserica și să stați în biserică mai mult decât toate generațiile care sunt mai în vârstă decât voi, pentru că așa a făcut Iosua. Și să spunem toți, amin. Ce câștig a avut povestea asta? Pe atunci când a venit vremea lui Iosua să fie lider, o știu ce trebuie să facă. Când a venit vremea să fie însurat și să fie tată, când toți o luată după Dumnezei străini, eu zis, alegeți voi, oia Dumnezei străini care îi vreți. Dar vreau să vă spun ceva. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Stimate domnișoare care sunteți aici, știu că visați să vă îndrăgostiți și poate chiar sunteți îndrăgostite. Și visați să aveți un bărbat lângă voi. Dar de aveți unul ca Iosua, sunteți salvat. Dacă aveți unul altfel, sunteți pierduți. Așa că băgați bine în cap. Dacă vezi pe ăla că nu prea-i place la adunare, să te foiește și spune, tu mai stai, că doar să nu-i temezi. Hai să ieșim, că nu mai pot. Simt că nebunezi dacă mai stai aici. Tu spune, du-te unde ai de mers. Eu sunt cort și eu rămân. Da? V-am dat un secret. Acum sper ei să nu joace teatru, dar e greu de jucat teatru.
Dacă vezi pe flăcăul la care începe să-ți placă, că nu-i prea place biserica, să încerci din seara asta să nu-ți mai placă. Pune frâna. Băi, când ți-a și dragă ție biserica, mai primiți un SMS, dar până atunci... Cui nu-i place biserica, trebuie să foiești, tot timpul cu tavan, băi, acolo îl vezi, îi simți. Mă întreabă și mie, frate, că îi simți așa oamenii, cum să îi simți așa, că sunt și pe ăla care îi zice, când termină o dată? Și îi simți, da? Așa că, da, acum ca să nu fie băieți supărați, spun că voi ați fi fără biserică și pe fetuțele alea care, știi, ieși, nu putem ieși, nu ne putem ieși la ceaiția la asta, uite că mă bâlbâi, pentru că avem biserică. Lasă-mă în pace cu biserica ta, dar pe tu te-ai prescris, te însor cu biserica, exact. Înainte să mă însor cu tine, mă însor cu biserica. Da, da, prima dată trebuie să te însor cu biserica și apoi cu ea, care trebuie să fie și ea tot din biserică. Doamne ajută! Amin. Doamne ajută! Amin. Am văzut fițe din astea. Nu-mi place la adunare, nu-mi place la adunare, nu-mi place la adunare. Și apoi zice, las că ea plășe după. Și apoi să o vezi până ani zile singur la biserică. Păi apoi cu doi copii la adunare, la adunare, dar nu vrei, nu soția nu vrea să cânte în cor. Nu vă spun la soră, nu vreți să cântați în cor, tu ai nevoie la... Ferească, Dumnezeu, de ce treaba am eu? Am luat aiurea, nu facem. Ei, acasă. Am în mintea mea câteva familie exact. Și câteva dintre ele s-au prăbușit. O divorțat. Nu? Bă, să vezi câteodată riscăm să vedem câte un slujitor. Eu tăi la biserică, câteva să stau. Nu vin! Bă, de ce nu vine? Și cred că nu-i place cum predică el. Bă, dar trebuie să vină cum predică altcineva. E foarte trist. De aceea Domnul mi-a pus pe inima să vă spun, iubiți biserica, și îndrăgostiți-vă de băieți și fete care și ei iubesc biserica. Și nu pensați că s-au îndrăgostit de biserică după aia, că nu se mai îndrăgostesc. Pentru că cei care iubesc biserica, iubesc acum și o iubiu și după aia și până la capăt. Dar cei care nu prea iubesc biserica acum, e complicat să iubească după. Nu știu ce teste le faceți voi, dar ăsta e unul foarte important și, într-un fel, dacă te întâlnești doi de genunchi, te întâlnești tot în biserică. Că dacă te întâlnești în altă parte, înseamnă că la ambii nu le place biserică. Fără biserică sunteți pierdut și voi și eu și noi toți. Pentru că ceea ce există pe pământul ăsta, instituția cea mai valoroasă, este biserica. Binecuvântat să fie numele Domnului, care este capul bisericii, aleluia. Vi dragă biserică? A voastră, de unde veniți? Amin. O a doua alegere pe care vreau să vă prezint în această seară foarte importantă și o consider și asta existențială pe pământul ăsta și determină și eternitatea ca și prima, este că aveți nevoie în viața asta ca să aveți pentru ce luptați, să aveți un caracter frumos, este nevoie să faceți o alegere între visul vostru și visul lui Dumnezeu pentru voi. Pe unul din astea două trebuie să-l alegeți. Toți suntem visători. Eu sunt și am fost un mare visător. Mare visator. Am suferit prea mult din cauza că am visat atâta, dar asta e viața. Asta e stilul fiecăruia. Tot am visat mări și țări și persoane, dar la un moment dat Dumnezeu mi-a dovedit că are un vis pentru viața mea. Mi l-a pus în față și a spus, tu alegi visurile, că tot timpul eu am avut mai multe și voi la fel. Și visul lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu este unic, este personalizat pe tine și pe mine și pe viața mea și de aici se vor derula toate celelalte. Asta, visul lui Dumnezeu pentru o persoană este într-un fel linia roșie a vieții lui până la capăt. Și vreau să spun că Dumnezeu are un vis pentru fiecare dintre voi și o traiectorie pentru viețile voastre. Și voi trebuie să alegeți între visul lui și al vostru. E greu. Dar să merită. Și acum, cu siguranță, am zis visuri, vise, visări, știți la cine mă duc, nu? La un personaj de mare caracter, poate cel mai mare caracter din Vechiul Testament, care este Iosif. Cel știți voi de bine, nu? Pentru că a ieșit în evidență prin caracterul lui și prin faptul că a rămas necompromis
Până la capăt, deși odată o ceată așa mai mică de predicatori, într-un anumit context, cred că la sovata de păstori, am încercat să-i găsim un defect și lui Iosif. Și la seama că predicatorii reușesc să-i găsească un defect. Și unul, nu știu care, nu eu, altcineva a spus, știi ceva? Era grozav dacă Iosif pleca mai repede de faptul că i-a rămas haina, este o slăbiciune. Că el, când i-a zis prima dată, trebuie să plece la casa aia. Grozav. O greșit și Iosif. Da, bun, asta a fost așa o introducere în punctul ăsta și aș vrea să vă spun tuturor că Dumnezeu, cred că și eu va avea multe vise, l-aș vrea și taică să se viseze cumva diferit, că eu a făcut o haină pestriță foarte frumoasă și îl iubea foarte mult, ce bă, cred că tata să mă facă pe mine, o să iau pe el, o să mă tine pe el, deci iată, să trebuie lucrurile astea cu mine, că eu sunt șeful aici. Și cine știe ce vise a avut el pe fondul ăsta, dar la un moment dat, într-o noapte, se culcă și Dumnezeu îi dă un vis și apoi visul ăsta se repete încă o dată. Și când apare visul ăsta, și următorul care sugerează același lucru, se trezește buimăcit Iosif dimineața și în capitolul 37, versetul 5, spune cuvântul Domnului: Iosif a visat un vis și l-a istorisit fratelor săi, care l-au urât și mai mult. El a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram alegat cu snop în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare. Iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: dar n-ai să împărățești tu peste noi, dar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif mai a visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El i-a zis: am mai visat un vis, soarele și luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Când Dumnezeu îți dă un vis, visul ăsta va avea în el dificultăți majore. Pentru că visul ăsta s-ar putea să vină prima dată în contradicție cu visul tău care l-ai, sau visurile tale. Și va trebui să iei o decizie, ce alegi. Am întâlnit în viață oameni care au regretat enorm de mult că au refuzat visul lui Dumnezeu. Și s-au dus pe visările lor. Nu că au căzut de la credință, s-au despocăit neapărat. Ci pentru că au ales alte traiectorii în viață. Și în ei a fost o durere, o descoperă după 20 de ani, după 30 de ani, îmi spune: gata! Știi care-i visul lui Dumnezeu pentru mine? Știi care-i chemarea lui Dumnezeu pe care a avut-o pentru viața mea? Asta! Iar eu, în urmă cu 20 de ani de zile, am refuzat-o și am avut visurile mele. Mi-am ratat toată liniștea și fericirea vieții. Toți anii ăștia eram cu inima în două lumi. Și cu picioarele și dincolo, tot timpul am fost răvășit și tot timpul mi-am dat seama cât de mult am greșit. Un personaj de genul ăsta l-am întâlnit săptămâna trecută, când dintr-o conjunctură dureroasă a vieții, o comoție cerebrală, l-a făcut să iasă din visurile lui, care însemnau și au însemnat până la vârsta asta, că a depășit 50 de ani, a face bani și a reușit foarte multe, a făcut foarte multe lucruri bune, nu vorbim de nimic greșit până aici, undeva a trădat un vis pe care Dumnezeu l-a dat când era foarte tânăr și să-i dovedească că Dumnezeu i-a dat visul ăsta, a avut rinichi amândoi putreziți și Dumnezeu l-a clipea la ochiul lui undeva în Fodora, acolo în județul Sălaș, Dumnezeu l-a vindecat. N-avea nicio șansă, avea vreo 18-19 ani și l-a zis, era foarte bun prieten și cu fratele Ghiță Moi și mi se pare era și dumnealui acolo și a zis: Ghiță, proba că Dumnezeu m-a vindecat, eu nu putea să atingă un ceai, dacă era un pic rece. Eu la fântâna asta, era foarte frig afară, prima care iese în cale, la prima casă, eu opresc mașina cu tine și eu beau un pahar de apă rece, eu l-am înghețat până la fund. Că dacă Dumnezeu s-a atins de mine, după cum a zis, eu nu o să am nimic. A băut un pahar de apă rece și până în ziua când predic eu astăzi, foarte mulți ani, peste 30 de ani, nu a avut nimic. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis: eu te vindec azi, dar eu am pentru tine o lucrare și te rog să
niciun meu. N-a făcut asta. A avut un spirit foarte bun, isteț de a dezvolta lucruri și a dezvoltat multe afaceri în toți anii ăștia, în multe sectoare ale vieții, până în ziua de azi. Foarte departe acasă. Comoția sa cerebrală a fost un moment de... El mi-a zis și înainte, să știi că tot mi-a vorbit Dumnezeu și mă las, și mă las, și mă las. N-a putut. Și a venit un moment că... în care a simțit mâna lui Dumnezeu într-un mod diferit. Săptămâna trecută a rămas cu niște secheli, nu vede bine, și merge la Cluj, el care avea orice mașină își permitea, merge cu microbusul. Și m-a sunat, Gabi, unde ești? A zis, mă duc la aeroport. Păi mă opresc cu microbusul ăsta, fai, firma asta, și zic că trag pe dreapta să mă duc cu tine până la aeroport, că eu de acolo un taxi. Și l-am luat în mașină. Până în Cluj mi-a zis, numai versete din Biblie. Deci am întâlnit un om care vorbea cu mine numai cu Biblia, numai cu versete, numai cu Biblie, numai cu Biblie. N-avea de zic nimic. Da, 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 da. Și mi-a zis în final, știi ce fac acum? Vreau să recuperez. Nu cred că mai poate recupera. Nu cred că mai poate recupera. Îmi vreau visul înapoi. Cred că câtă viață mi-a dat Dumnezeu, poate să facă ceva ce a cerut Dumnezeu cu zeci de ani în urmă. Acum predică la director, la toți care prinde, zice, le spune, predică, adunii asta. Face o treabă bună. Dar cred că a ratat o parte importantă din viață, pentru că a ales între visul lui și visul lui Dumnezeu. Sunt aici cu voi, după masa asta, Dumnezeu are un vis pentru fiecare fată de aici, pentru fiecare domnișoară și pentru fiecare făcău. Pentru fiecare de aici Dumnezeu are o chemare specială, are o direcție și un traseu pe pământul acesta și mă rog ca Bunul Dumnezeu să vi-l arate și când vi-l arată, Dumnezeu să vă ajute să-l acceptați. Amin. El vine în contradicție cu tine însuți și apoi va veni în contradicție cu maică-ta și cu taică-ta. Ascultă-mă ce spun. De mă află ei, de se uită la predica mea, s-ar putea să nu mă mai iubească, dar nu-mi pasă. Lasă, nu mă iubească. Mă iubi tu care îți predica. Și mi spune păstean, frate Gabi, când mi-a zis că maică mea, zic că am zis ce unii vreau să mă duc, au zis că mă dezmoștenește. Lasă, te dezmoștenească, nicio problemă. Că te cicălește, că te bate la cap, lasă să te bată. Dar dacă Dumnezeu ți-a descoperit ție drumul, tu să te duci pe drumul tău, cine nu te înțelege maică-ta și taică-ta și frații, surorile tale, din familia ta, și atâtea cei din biserică să înțeleagă, să te judece, să te atace, să te însmulte. Dar peste toate aceste inconveniente trebuie să treci, pentru că cel care te cheamă și vrea să-ți dea o traiectorie vieții tale, este Dumnezeu, este Duhul Sfânt, este Iisus Hristos și mă rog, Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze. Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze. Și mă gândesc că ei nu se poate altfel dacă tu iubești biserica și vii aici, că Dumnezeu te va folosi în biserica Lui și va avea un vis pentru viața ta și la vremea potrivită Dumnezeu ți-l va arăta și când ți-l va arăta, semnul că e de la Dumnezeu este că va veni în contradicție cu ce vrei tu, cu cariera ta, cu slujba ta, cu visul tău și dintr-o dată va veni toată lumea împotriva ta. Când vine toată lumea împotriva ta, să spui slăvit să fie Domnul în cameră, ai visul. Dar nu vine eu și cu maică-ta și te vom plica în fața ta. Tata și mamă, nu înțeleg. Asta-i visul, dar nu eu mi-am imaginat un vis cu snop pe lângă mine căzut și nici cu stele căzute la pământ. Eu am visat, cineva mi-a dat visul ăsta. Nu-i visul meu. Ăsta-i visul altcuiva. Și visurile care le-a visat Iosif erau visurile lui Dumnezeu pentru el. Lăudat să fie numele Domnului. Și familia nu înțeles. Nici biserica câteodată nu înțelege. Dar tu să rămâi în visul tău. Că cel care îți dă visul, îl va duce și la îndeplinire. Pentru visul ăsta luptă cu toți, plătește orice preț, vor veni vremuri grele, vei ajunge prin crop, vei veni urâtă, urât, respinși, va ajunge multe. Povestea lui Iosif este lungă, este frumoasă, este interesantă, a ajuns foarte sus, foarte departe, dar până a ajuns sus și departe, a trăit ca visul lui să intre prin tot felul de probe, pentru ca să vadă dacă caracterul lui Iosif va fi atins de compromis sau nu. Și Iosif n-a acceptat niciun fel de compromis. Nu s-a războit cu Dumnezeu, nu s-a războit cu familia lui, nu s-a războit cu viața, a rămas fidel acestui vis
crezând că cel care i-a vorbit îl va duce la întâlnire și a venit ziua când Iosif este prim-ministru în Egipt, toată familia cade la pământ și spune, nu vă fie frică, ridicați-vă, pentru că Dumnezeu a avut un plan, Dumnezeu a avut un vis și de fapt este spre binele vostru a tuturor și a familiei noastre, pentru că prin acest vis Dumnezeu a salvat întreaga noastră familie și binecuvântat să fie numele Domnului. Taică-s-o cade jos la pământ, bătrânul Iacob, și el e atât de fericit. Dar atunci când a venit visul, l-a mustrat așa de tare, dar a ținut minte totuși visul și cuvintele lui Iosif, l-a mustrat atât de tare, după eu cu maică, dar o să ajungem la mâna voastră, să lucrez eu în firma voastră, să fiu eu acolo la părt, dar tu ce visezi aici? Tu ce vrei să visezi amul? Am venit noi, părinții tăi, care suntem dita mai, am venit noi, am ajunge noi la mâna ta vreodată? Și tu să-i zici, nu știu mamă, nu știu tată dacă îi ajunge sau nu, dar vreau să spun că eu asta vreau să fac, pentru că asta mă cheamă Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Amin. Neapărat să aveți un vis. A zburat timpul. Aveam 21 de ani. Aveam visele mele. Am și pornit o direcție în viață din punct de vedere material și social. Viseam după toată povestea asta să mă însor. Deja fixasem și o persoană cu care să mă căsătoresc. Și aveam și alte vise. Și planul de a pleca din România, o listă destul de lungă. Și imaginați-vă că am avut acolo lista asta și am spus așa, punctul ăsta, 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 cu asta vreau să mă însor, da? Meseria asta o vreau, pe drumul ăsta vreau să merg și asta ar fi țara unde ar vrea să locuiesc, da? Nu vi le spun ca să nu vă ispitez. Așa. Și la 21 de ani, fratele meu Benny, de corp, trebuia să meargă la o conferință la Sinaia, unde veneau niște pastori din Anglia și era vreo 15 locuri. Și cineva din biserică de la noi trebuia să meargă și nu a mai putut și a zis, hai că te iau pe tine. Era o protea de familia lui, un fel de copil de casă, așa era. Și cel mai mic frate din familia Zăgrean. Și m-a luat atunci, deși era mic, eram și înalt și aveam și 21 de ani, dar m-a luat. Unul la Sinaia n-avea nici, nu vorbise niciodată la amvon, niciodată în public, în afară de cor și de povestea mea care v-am prezentat-o mai devreme. Și m-am dus acolo și am avut o seară frumoasă, ziua următoare mi-a spus pastorul din Canada că a aici sunt doi profeți. Da? Veniți din Canada, nu i-am mai văzut niciodată de atunci. Și a spus, ei au dar de la Dumnezeu de profeție, ca să-i citeze exact și aici punem un scaun în față și ei nu acționează decât ce le spune Domnul. Și persoana care Domnul le arată că trebuie să vorbească Dumnezeu pentru persoana aia, noi ne rugăm și ei vor veni și te vor atinge pe umăr și îți vor spune, poftim, stai jos și tu stai jos și Domnul va vorbi prin ei. Bă, atunci, imediat după 89, nu prea cu scaun, cu stai jos, era ceva nu prea spiritual, dar să spunem, da? Și a început rugăciunea. Când a început rugăciunea aia, m-a curentat-o puterea lui Dumnezeu, care n-am mai simțit-o niciodată. Și eram după 89, ridicam lui Iisus. Și în secunda următoare am fost convins 100% că prima persoană care ia Dumnezeu va vorbi în ziua aia sunt eu. Și nu a trecut câteva fracțiuni de secundă și am simțit-o mână pe mână. Când am simțit-o, m-am dus ca săgeata pe scaun, tremurând. Și a început Dumnezeu să vorbească până prin. Și ca să cred tot ce urma să-mi spună că era ceva exact genul lui Iosif. O să merg, o să fii, vă dați seama. E câteodată e greu de crezut așa ceva, mai abia americani. Era un context total. Atunci Domnul ales să ne spună, tu ești un om perfecționist. Ești așa, când intri într-o cameră și dacă vezi lucruri împrăștiate, suferi și încerci să le adun și tu ești așa și ai făcut asta și ai făcut asta și a intrat Dumnezeu prin cămările vieții mele până atunci și mi-a pus pe tavă așa foarte frumos aranjate, foarte multe detalii și taine din viața mea pe care numai eu și el știu. După ce mi le-a pus toate pe tavă, vă dați seama că următorul moment a fost o izbucnire profundă în lacrimi și am plâns foarte mult de atunci. Și următorul frază a fost așa. Astăzi, eu, Domnul, te aleg să te fac un stâlp în biserica mea. Astăzi, eu aleg ființa ta ca să adun pentru o vreme sămânța care eu să te dau prin slujitorii mei. Este un timp în care trebuie să adun cuvântul meu. Nu-mi va la mult timp pentru asta. Și după ce vei aduna,
Eu, Domnul, te voi trimite. Tu vei merge din loc în loc și vei duce cuvântul meu în sate și în oraș. Va veni un timp nou când vei ieși în afara acestei țări. Vei călca pe un pământ străin și vei duce cuvântul meu din loc în loc. Și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe, și mai departe. Și eu, și eu o să fac. Și o să trec. Și mi-a proiectat toată viața mea până azi și până la capăt. O venit următorul profet care într-o altă ordine de idei și puțin diferit, același traseu, vorbind de lumea aceasta materială în care o să mă miști și o zis, o, tu te gândești cum o să te descurci, nu grijesc eu de pasăle cerului? Eu voi griji de tine, eu te voi binecuvânta și eu voi fi lângă tine și astăzi pun mâna mea peste tine și astăzi te ung ca să fii un slujitor al bisericii mele. Amin? Și urma timp în care Dumnezeu mi-a tăiat primul vis. Al doilea vis. Urma sfătuca. O tăiat-o și pe ea. Pentru că cred din toată inima că Dumnezeu nu putea împlini toată povestea asta. Ca să vă spun că suntem oameni normali. Să știți că împreună cu soția ne-am întâlnit odată cu persoana asta după 10-15 ani și mi-a spus așa. Nici odată nu puteam să accept să slujirea, mi-a zis ea. Așa că Dumnezeu știu mai bine, da? Au fost decente, da? Și mi-a tăiat și pe fătucă, mi-a tăiat și asta și a rămas visul lui Dumnezeu. Și un teren total liber în care era un semn de întrebare. Doamne, ce va urma? Ce urma după aia? Au fost niște râsete a multora și de prin Cluj și în altă parte. Și a zis, Doamne, americanii ăștia pe toți ne fac păstori, ne fac slujitori, ne fac predicatori. Și scepticismul trupei de la Becrean, care a fost cu mine a unei părți, care a zis, n-are cum. Într-adevăr, aveau dreptate. N-are cum. El. Dar cineva a avut cum și acesta este Dumnezeu. Și tot ce a spus Dumnezeu cu da și amin, s-a împlinit. S-a împlinit pentru că Dumnezeu a vorbit și spun împreună cu voi amin. Și s-a împlinit pentru că eu am decis să se împlinească. Pentru că în tot timpul ăsta, în toți acești ani, am avut multe momente când am vrut să deviez înapoi la primele mele două visuri. Sau trei. Excluzând fătuca aia, da? Socialul, serviciu, mi se părea, și țara. Când am mers prima dată la ambasadă în America, ca aproape că de conspir și țara, viză, nu. A doua, mă duc după viză, nu. Întreb pe ăla, enervat. Mai are rost să, nu vă calificați. Mai are rost să mai vin, o să-ți cred că nu. Și am zis. 6 ani nu m-am mai dus. După 6 ani m-am dus cu Mariana, am zis cu mine acum, că de fiecare dată când mă duc acolo, sunt distrus și mă doare capul toată ziua. Și de fapt, acum mă duc cu tine, amândoi pe chemare, să ne respingă că amândoi, că dacă suntem amândoi, nu ne doare capul nici pe unul. Eu vorbesc cu tine, cu mine, ne privăm cu București, care-i problema. Și am mers fără acte, fără nimic, ne-am dus acolo, am stat, și când mi-a venit rândul, 2:30, Zegrean, că eram eu stresat, așa are dreptate nevastă mea creat. Tot auzeam Zegrean și când nu era să fie. Și m-a luat acolo un consul american, o doamnă, ne-a zis, e vorbețe foarte rău, rog, cer scuze, am zis, nu cere scuze, că e bine că nu înțelege nimic. Zic, e, sunt și foarte obosită, puteți să veniți mâine după pașaport. Dumneavoastră întreabă nevastă, de ce vreți să mergeți în America? Dar nevastă mea nu vreau să merg, m-a venit cu ea. Zice, veniți mâine, ați primit viza. Rămânem amândoi blocați. Dar vreau să vă spun ceva, dacă prima dată, a doua oară, Dumnezeu m-a lăsat să merg în America, eu nu mai veneam din America. Asta e diferent. Dar când m-am dus a treia oară, n-am mai vrut eu să rămân în America, că mi-am vrut visul ăsta și visul ăsta s-a dus până astăzi și astăzi sunt în Petroșani. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și asta e frumusețea vieții. Trebuie să ai un vis care să fie firul roșu al vieții tale. Dacă nu-l ai, discutăm de ce. N-ai pentru ce să lupți, n-ai ce să aștepți, dar cred că Dumnezeu este aici și a vorbit vieților voastre și Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea și să spuneți toți amin. Amin. Și am vrut să închei, nu o să mai dezvolt al treilea punct, dar o să vă dau personajul. Așa mi-am propus, așa să am o predică așa mai sufletească, mai de familie. Cred că v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, n-aveți ce face, Domnul să vă binecuvânteze și pe voi și pe mine. Amen. Dar dacă n-ați plecat, am niște semnale bune. Deci, dar sigur că v-a speriat Claudiu. La început să nu iasă unul și nu ați mai ieșit.
Vreau să știți ceva. E foarte important pentru viața voastră și pentru caracterul vostru să alegeți, să învățați, am și atins puțin, să învățați să auziți vocea lui Dumnezeu. Să știți că sunt destui de mulți oameni prin biserică care, nu știu cum să spun, sunt în biserică, dar nu prea aud vocea lui Dumnezeu. Vă citesc textul și după aia cu câteva cuvinte închei. 1 Samuel, capitolul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese, dar era. Tot pe vremea aceea el începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Iar candela lui Dumnezeu nu se schizense încă și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă! Iată-mă, căci m-ai chemat, iată-mă. Și a alergat la el și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, întoarce și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la el și i-a zis, iată-mă că m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel, versetul 7, nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat a treia oară din nou pe Samuel și i-a zis, și Samuel s-a sculat, s-a dus la el și a zis, iată-mă că și m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil. Și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin. Amin. Poți să fii în casa lui Dumnezeu în biserică, primul punct. Poate Dumnezeu să aibă un vis pentru tine și să se înțeleagă și părinții ca lui Samuel și să te dea lui Dumnezeu. Să nu vrea să te facă doctor, savant, senator, deputat, nu știu. Dă-mi lui Dumnezeu. Foarte frumos, părinți. Grozav. Dar tu poți să fii în templul lui Dumnezeu, să fii foarte cuminte, foarte docil, foarte ascultător, dar tu personal să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu personal. Și să fii în templu. Atunci este nevoie ca să te rogi lui Dumnezeu și să faci alegerea prin această rugăciune, că atunci când vorbește Dumnezeu, tu să-i răspunzi și să încerci să dezvolți o relație personală cu Dumnezeu, prin Cuvântul Său, prin Duhul Sfânt și prin toate metodele prin care Dumnezeu alege să vorbească vieții tale și să spunem toată biserica, amin. Vreau să vă ajut cu ceva. Să știți că mulți vor să le vorbească Dumnezeu și vor ceva chiar total deosebit. Câteodată Dumnezeu chiar face niște lucruri spectaculoase. Am auzit mărturii, am și experiență. Dumnezeu este interesant. Vorbește când într-un fel, când în altul. Dar pe textul ăsta, Dumnezeu alege să vorbească lui Eli și să-l cheme și să înceapă să-i se descopere cu o voce ca tonalitate de bărbat clară și cu o tonalitate aproape confundabilă cu a lui Eli. Că dacă vorbea Dumnezeu foarte subțire, așa total diferit de el, îi spunea, nu poate fi el, el are o voce așa maritonală, dacă așa o avea. Dar Dumnezeu a ales să vorbească aproape, cum spuneam, încât a confundat vocea lui Dumnezeu cu a lui Eli. De-aia s-a trezit, bă, dacă prima dată nu a fost foarte atent, dar a doua oară, vă dați seama, a fost de acum a treia. Dar a treia oară când a vorbit Dumnezeu, a fost convins că numai Eli poate să vorbească. M-ai chemat, nu te-am chemat. M-ai chemat, nu te-am chemat. Vreau să vă spun că Dumnezeu alege să vorbească prin oameni. Și să știți că întotdeauna când Dumnezeu vorbește prin oameni, să știți că Dumnezeu vorbește perfect și desăvârșit și desăvârșit. Și să fiți mulțumiți. Și să-L luați pe Dumnezeu pe cuvânt. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate vorbi exact ca un om. Și tu să spui, El a vorbit! Și nu a vorbit. E vocea fratelui. Nu-i vocea fratelui. Seamănă perfect. Cel care vorbește prin tonalitatea aceasta este Dumnezeu. Și tu poți, datorită tonalității, datorită momentului, datorită rațiunii, să spui fratele Gabă vorbit, fratele Titi vorbit, fratele Gigi vorbit, fratele Claudiu vorbit, frate vorbit, cutare vorbit, sora vorbit. Și poți să fii surprins. Că cel care vorbește este Dumnezeu. Cât de frumos este să fii în biserică. Amin? Amin. Pentru că în biserică vorbește Dumnezeu.
Iar datoria mea, a noastră, a pastorului, a slujitorilor, de multe ori este foarte simplu. Și spunem, știi ceva? Frate Gabi, să vezi, am simțit în inimă, Dumnezeu mi-a vorbit azi. Ai dreptate, Dumnezeu ți-a vorbit asta. Și când îți mai vorbești odată, să știi că El este și să spui, vorbește, Doamne, că și robul Tău ascultă. Aleluia! Ca să rămâi un tânăr de caracter și să nu faci parte din compromis, trebuie să înveți să auzi vocea lui Dumnezeu, să te înveți cu ea, să ai sensibilitate pentru vocea lui Dumnezeu și tot ce spune Dumnezeu, să asculți. Și vei câștiga orice bătălie pe pământul ăsta. Putem să spunem amin? Amin. Iar Samuel, copilul Samuel din timp, a devenit unul dintre cei mai mari profeți ai Vechiului Testament. Cred că cel mai mare. De aici a pornit. De la o seară banală, în care i s-a părut că vorbește Eli și a vorbit Dumnezeu. În care i s-a părut că vorbi Gabi Zăgrean și a vorbit Dumnezeu. În care i s-a părut că a vorbit cu tare și de fapt vorbea Dumnezeu. Și când i-a spus ăla, Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, n-a luat un glumă. Ah, cred că bătrânul nu vede, cât de lumea aude. Dacă mai vine odată, spune așa să mă, vorbește Doamne. Sfatul meu pentru tine este să te rogi de Dumnezeu și să-i spui. Continuă să vorbești, Doamne, că eu sunt aici să te aud și după ce te aud, sunt aici să te ascult, Doamne. Și eu girez pe generația asta. Că dacă iubiți biserică, dacă alegeți visul lui Dumnezeu și dacă alegeți să vă dezvoltați sensibilitatea să auziți vocea lui Dumnezeu, girez pe toți de aici, de la balcon și în sală și vă văd o generație care nu veți fi biuritori, veți fi mai mult decât biuritori, veți fi o generație fericită și veți fi o generație care veți face istorie, așa cum a făcut Iosif, așa cum a făcut Iosua, și așa cum a făcut Samuel. Istorie. Veți ajunge acolo unde Dumnezeu și-a propus pentru voi să ajungeți. Oameni reprezentativi pentru familiile voastre și pentru țara asta. Credeți lucrul ăsta? Amin. Mi-am deschis inima pentru voi, pentru că uneori, dincolo de cuvântul predicat, ați vrea și voi să pipăiți ceva cu mâna, să ziceți, bă, bine, Iosif, Samuel, Iosua, sunt acolo în Biblia. Vreau să văd și eu un oaz în carne și un oaz. Și cu cămașa pe eu am fost ca Iosif atunci. El la 17 ani a avut visul. Eu l-am avut la 21. Eu sunt ca și Samuel acolo, care a pus scaun, i-a vorbit Dumnezeu odată și am zis, te cred, Doamne, și te ascult. Și m-am dus. Și eu sunt ca și Iosua de altă dată, care am stat acolo încăpățânat într-un cort plus. Eu am mers la conferința asta plus. Boiții avea rol, toți au rol, Aron are rol, leviții au rol, Iosua e în plus. Vă las să fiu în plus. Stau aici în căpățare, în colț! Și stau și eu într-un colț aici, că nu m-a prins Dumnezeu. Și în timp ce stau în colț, zice, tu ești Iosua după mine, urmașul, și tu vei conduce poporul Israel, să nu te întemzi, să te îmbărbătezi, tot ce scrie în cartea asta să faci, și Dumnezeu îți va da izbândă, aleluia! Și Dumnezeu îți va da izbândă, aleluia! Și eu cred că aici sunt toate aceste personaje în adunare, la conferința de tineret și Dumnezeu îți vorbește azi. Dacă vrei să fii binecuvântată și binecuvântat, alege astăzi. Să iubești biserica, alege visul și alege să-L auzi pe Dumnezeu și să-L asculți. Amin. Amin.